Proverbele, capitolul 25, versetul 14. Precum vânturile și norii și ploile sunt foarte arătoase, așa e cel ce se laudă cu darul fals. Un om care se laudă pe nedrept. Omenirea n-a creat nimic. Tot ce pare o creație a omului este numai o descoperire a ceea ce era creat mai dinainte de înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. În decursul istoriei sale, omul a mers mereu doar descoperind și nu creând, descoperind numai ceea ce era creat, dar acoperit. Acoperit nu de întunericul din afara noastră, ci de cel din lăuntrul nostru, ca de o perdea de pe dinăuntru a unei ferestre pe care nu mai privisem, dar o bănuiam că este. Ne uimim de fiecare taină descoperită de om și slăvim pe omul care a reușit să tragă o perdea de peste o fereastră. Dar în orbia noastră nu ne uimim nespus mai mult de acela care a făcut minunăția aceasta și a așezat-o așa. Slăvim înțelepciunea și geniul descoperitorului, dar în nebunia noastră uităm să ne prosternem cu închinare și recunoștință în fața aceluia care a făcut cu atâta înțelepciune, a așezat cu atâta statornicie și a păstrat cu atâta bunătate și dragoste pentru noi toate cele descoperite. Da! Slavă, slavă și slavă veșnicăție, nemărginitul, nemuritorul și neînțelesul nostru făcător și binefăcător, care ai creat toate nenumăratele taine fericite pentru fericirea creaturilor tale, care ai îngăduit să ne fie ascunse, dar ai lăsat în inima noastră dorul după ele și încredințarea existenței lor, pentru ca, prin eforturile noastre către ele, răscumpărându-le pe fiecare pe măsura valorii ei, să cucerim bucuria de a le descoperi. Fiecare descoperire ar trebui să fie un nou prilej de a lăuda slava ta, al celui care le-ai creat și le-ai acoperit, pentru ca noi să ne luminăm la fiecare nouă întâlnire cu o parte din ceea ce aveam cândva când eram în lumină. Ajută-ne să ajungem iarăși acolo, spre a le avea cum le ai tu, căci toate sunt în tine, nemărginit și veșnic Dumnezeu. Amin.